Da, profesor Gloria Brigitte Waldvogel, suntem la Colegiul Național Moise Nicoara. Ce se întâmplă în doar câteva momente? Astăzi urmează să decerneăm diplomele de ST și suntem mândri de faptul că pentru a doua oară copiii au obținut rezultate extraordinare. DSD, pentru cei care nu știu, Deutsches Sprachdiplom, nu-i așa? Sprachdiplom. Iar das Deutsche Sprachdiplom. Ce înseamnă exact pregătirea pentru această diplomă? Pregătirea este continuă, nu înseamnă doar o pregătire înainte de examen sau doar cu câteva luni înainte de examen. Pregătirea aceasta are loc încă din clasa 5-a. Ceea ce am aflat în decursul anilor este că aici s-a dezvoltat acest centru, nu-i așa? Ce înseamnă exact funcționarea lui? Am fost acreditați anul trecut. Asta înseamnă că vom putea susține, de fapt, susținem examenele de limba germană încă de anul trecut, gratuit, în cadrul colegiilor pentru elevii școlii. Câți elevi primesc diploma asta? 44. Asta înseamnă că ei ce fel de cursuri au parcurs? Și de inițiere, și mai evoluat sau cum este? Nu, au participat doar la orele de limbă germană, am făcut pregătire suplimentară cu cei care și-au dorit și față de anul trecut s-a dublat numărul elevilor. De obicei am văzut și reprezentanți de la Timișoara care veneau spre dumneavoastră și anul acesta este cazul, vine cineva în vizită să spună câteva cuvinte? Da, vor fi doi reprezentanți din partea ZFL Germania, cei care reprezintă aceste examene pe plan local, iar anul acesta pentru prima dată se vor afla aici, în România. Deci și noi îi vom cunoaște pentru prima dată. În acest an, de când ați început activitatea aceasta, cum ați văzut evoluția? O evoluție foarte bună și sunt optimistă că vom obține acreditarea și pentru următoarea etapă, și anume DSD 2. Ok, o urare pentru elevi în limba germană, cum sună? Viel Erfolg, meine lieben Schüler und Schülerinnen. Este un eveniment de înalt nivel, așa cum Moise Nicoara a obișnuit deja. Ne bucurăm că avem atât de mulți absolvenți ai acestor cursuri și să nu uităm că am început abia de anul trecut și iată, avem continuitate. Deci este o bucurie pentru noi de câte ori luăm câte o diplomă. Diploma asta pentru mine e destul de importantă, probabil pentru că o să mi-aducă niște avantaje, cel puțin la facultă. O să încerc anul viitor, în clasa 12, să dau următorul examen de SD2, care o să mă ajute internațional. Și eu zic că germana e o limbă destul de importantă, că ne putem descurca în Germania. Din câte am înțeles, nemții nu prea vorbesc engleza, adică refuză să vorbească engleză și îmi și place așa puțin. Mă numesc Boiță Denisa din 12D. Această diplomă va oferi oportunitatea de a studia în afară, poate nu acum, poate nu anul viitor, dar în curând consider că va fi folositoare și de asemenea m-a ajutat să învăț încă o limbă străină, deoarece pot să înțeleg mai multe, pot să citesc mai multe cărți, pot să caut mai multe informații, mă ajută sau orientativ atunci când călătoresc. Sunt mai multe avantaje care ți le oferă. Mein Name ist Christian Ax. Ich bin Fachberater für Deutsch, komme aus Temeswar und in Deutschland aus Hannover. Ja, ich freue mich heute hier zu Gast zu sein in der Moise-Nicoara-Schule in Arad. Ich bin das erste Mal in Arad und bin sehr beeindruckt von der Schule und den Schülern und freue mich, dass es das DSD1-Diplom hier gibt und ich habe das heute sehr gerne verliehen.